La intrarea în cea mai mare bază militară din sudul Afganistanului se vorbește românește, pentru că aici militarii din Dej controlează fiecare mașină și fiecare persoană care intră în baza aeriană din Kandahar. Afganistan înseamnă riscuri, pericole și te expui la tot ce e mai greu și mai rău. Poți să iei în considerare orice activitate din fiecare zi, o rutină. Deci rutina se elimină foarte greu. În primul rând prin să nu faci același lucru și să mergi zi de zi cu gândul să te întorci acasă la cei dragi. Salut, meu aici în misiune este de a verifica persoanele, de a le scana, verifica actele, documentele care le au asupra lor și bagajele și percheție corporală. Când vorbiți de persoane, la ce categorie de persoane vă referiți? Cine sunt acele persoane? Aici la noi intră o multitudine de persoane, începând de la lenei care sunt naționalitatea afgană, tecenei care sunt de alte naționalitate, multitudini de persoane aici. Ați învățat două vorbe în limba lor? Da. De exemplu, sta numțat de cum te numești, sau avaroa, întoarce-te. Ei au învățat română? Da, mă salut în bună dimineața, salut, ce faci? Mașinile astea urmează să intre în bază? Da, mașinile astea urmează să intre în bază și se verifică tot integral. Sunt în teatrul de operații, este să supraveghez camerele video, să asigur legăturile radio și fir în cadrul ECP-5. Asta presupune o atenție deosebită din partea celor care vă ocupați de acest aspect. Probabil da, și atenție deosebită și pregătire. Un nivel destul de ridicat al cunoștințelor de limba engleză. Intrăm în contact cu destul militari americani și străini. Putem să ne îndeplinim misiunea. Eu până acum nu am avut niciun fel de problemă, este ok. Cum comentați faptul că românii asigură securitatea la cea mai importantă poartă de aici la intrare în teatrul de operații? Vă pot răspunde prin cuvintele unui mare comandant de aici, domnul colonel Landers, care a spus nu de mult, de câteva zile au fost aici, chiar pătura noastră, nu sunteți la un cuvânt de foarte bine, ci sunteți excepționali. Nu avem cuvinte pentru voi. Nu că nu s-ar aștepta ca noi românii să executăm această activitate, dar au rămas surprinși de ceea ce au găsit în acest fob. Întrucât prin munca pe care o facem și micile adausuri pe care le facem, au rămas surprinși, întrucât
transmisionistul, la momentul în care a venit domnul colonel, a observat că pe una dintre stațiile românești erau două sticle de apă înghețate și a întrebat de ce. Pentru că să încălzesc și datorită faptului că ne-am gândit că trebuie ceva să se răcească și vreau la hotărârea asta, da. O și notat pe loc și a zis, noi, cred că noi nu ne duceam mintea să facem același lucru ca voi românii. E greu să fii Sfântul Petru aici, în Afganistan, să ții poarta... A fost greu pentru început, după parcurs ne-am însușit procedurile, eu cred că suntem la un nivel pe care putem să învățăm pe alții acum, la rândul nostru, pe cei pe care ne vor schimba. Dar cum este concret? Să ne vorbiți despre o zi. Concret. A fost foarte greu la început. Sunt niște proceduri pe care în țară nu le găsești. A trebuit să le însușim mai mult de 100%, încât nu ne permitem să pătrundă în bază cineva neautorizat sau obiecte prohibite, obiecte interzise. Chiar și pe ultima 100 de metri nu putem să lăsăm garda jos. Pentru asta discutăm aproape în fiecare zi cu militarii din subordine, îi motivăm, le explicăm și ei să conștientizeze că sunt poate cea mai importantă verigă din Force Protection, din protecția forței.